Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a trecut la selecționarea în continuare a personalului pentru completarea organigramei unității. S-a încheiat concursul pentru ocuparea unor posturi de registratori medicali. După cum știți, a avut loc examenul pentru ocuparea posturilor de registrator medical. Au fost scoase la concurs 4 posturi cu normă întreagă pentru secția chirurgie generală, compartimentul oncologie medicală, secția neonatologie și secția recuperare medicală. Și 2 posturi cu jumătate de normă pentru compartimentul ORL și compartimentul oftalmologie. S-au înscris 33 de candidați, au promovat proba scrisă 21 de candidați și în final s-au ocupat toate posturile scoase la concurs. În luna septembrie se vor organiza alte concursuri pentru ocuparea unor posturi de îngrijitori, brancardieri, infirmieri și agenți de dezinfecție. În perioada următoare vor avea loc concursuri pentru următoarele posturi: îngrijitori de curățenie, 9 posturi sunt scoase la concurs între 22 și 24 septembrie, brancardieri, 4 posturi scoase la concurs, infirmieri, 6 posturi scoase la concurs, garderobieri, 4 posturi, spălătorie, 1 post și agent dezinfecție, 1 post. Toate aceste concursuri se vor desfășura în cursul lunii septembrie. În total au fost scoase la concurs 25 de posturi și ca și candidați înscriși sunt 87. După ce se vor finaliza aceste concursuri, vom reveni și vă vom prezenta situația. Rezultatele concursului pentru cele 25 de posturi pe care s-au înscris 87 de candidați vor fi aflate la sfârșitul lunii septembrie.